Statul român lucrează din nou în pierdere, a băgat în revizie unitatea 2 de la Cernavodă, exact când nu trebuia. Ghinion, prețul energiei este mare la bursă. Sunt lucrări de mentenanță programate în urmă cu 2 ani. Asta e procedura. Consecința, România a importat astăzi peste 1000 de megawați pentru a suplini deficitul de energie. În momentul de față nu suntem într-o perioadă de secetă, cum ar fi fost, de exemplu, mai în vară. Deci hidro poate să compenseze parțial din o lună de zile de lipsă de energie din unitatea 2. Prețul energiei pentru astăzi în anumite intervale orare este de peste 440 de lei pe megawatt. Ieri a fost și mai rău, aproape 460 de lei pe megawatt, adică aproape 100 de euro. Scumpirea energiei este o tendință încă de la începutul acestui an. Prin comparație, media prețului pentru anul trecut a fost de 190 pe megawatt, adică 40 de euro. Da, vedem că România este din ce în ce mai dependentă de importurile de energie. Din păcate, consumul total de energie electrică a scăzut, dar importurile au crescut. Mă uitam peste cifre și de la Energia Verde, a avut o creștere mai mult decât modestă anul trecut, doar 2,1%. Și ce ne-am face noi cu milioane de mașini electrice în condițiile astea, nu? Pe care trebuie să le încărcăm?